Din 28 de biblioteci participante la proiectul național Raftul cu inițiativă, dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci, 15 au fost selectate. Printre acestea s-a aflat și Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, una dintre cele premiate la finalul programului. La nivelul bibliotecii noastre, ca și bibliotecă mică, noi ne încadrăm în cadrul bibliotecilor județene mici, am obținut titlul de cea mai bună bibliotecă, deci la categoria de bibliotecă mică, în cadrul proiectului Raftul cu inițiativă, dezvoltare de programe de voluntariat în biblioteci. În cadrul proiectului Raftul cu inițiativă, biblioteca din Târgoviște a atras aproximativ 20 de voluntari, care, timp de 6 luni, au desfășurat activități precum atelierul de presă, ateliere handmade, sesiuni de coaching și seminarii interactive și chiar teatru forum. Targetul nostru a fost acela de vizibilitate, deci să ieșim un pic din interiorul bibliotecii, să ieșim în stradă, să prezentăm biblioteca altfel decât cum o știm cu toții. Și am primit 18 voluntari, deci am încheiat 18 contracte de voluntariat. Proiectul s-a desfășurat timp de 6 luni, în perioada ianuarie-iunie 2015. Ne bucurăm că am lucrat cu o echipă destul de eterogenă de voluntari. Au fost de diverse vârste, de la diverse licee și totul s-au încadrat foarte, foarte bine. Nu numai că erau la prima experiență ca voluntari în cadrul unei instituții și probabil ca voluntari în general, dar cred că au fost destul de încântați de tot ce au făcut aici, de tot ce au învățat aici, încât au preferat să rămână, unii ajungând în diverse secții, alții continuăm cu alte programe de voluntariat ale instituției. Deci, practic, nu numai că am format personal tânăr, dar am și câștigat câțiva colaboratori de mare inițiativă, cu unii dintre ei, de exemplu, cum a fost Sebi, cel cu Târgoviște la PAS, am și desfășurat o activitate de succes, propusă de el și organizată împreună cu noi. Așteptăm inițiative și de la ceilalți din echipa de bază a voluntarilor. Plus că au fost un exemplu cât se poate de bun pentru colegilor, care ulterior au venit, au luat contact cu biblioteca și s-au înscris în programele noastre. Distincția acordată Bibliotecii din Târgoviște este insigna de mini-bibliotecă V, pentru faptul că vine mult mai aproape de om, cultivă relațiile umane și demonstrează că întotdeauna există un răspuns la nevoile societății.